Am revenit alături de mine, l-am în continuare pe inginerul Alexandru Cotofanu, antreprenor. Discutăm despre extindere, despre lucruri care se vor întâmpla cât de curând. Bineînțeles, cu business-ul dumneavoastră. Avem în plan două lucruri de pentru extindere. Deci, dincolo de partea de lucrări de reabilitare în infrastructură, nu suntem singurii constructori care facem acest lucru. E un lucru aproape banal la numărul de companii de construcții din România. Din punctul de vedere al producătorului de materiale, aici nu sunt foarte mulți producători în România. Sunt vreo doi producători internaționali și sunt câteva companii românești de succes care au reușit. Sperăm să reușim și noi. Mă rog, am aproape convingerea că vom reuși. Acum nu vreau să mă împăunesc cu această idee, pentru că practic noi vom prelua bună parte din portofoliul companiei canadiene. Adică, să zic așa, compania mamă. Din compania mamă. Deci există la ora actuală societăți similare nouă în Cehia, Slovacia, în țările baltice, chiar și în spațiul non-european, cum este Turcia, Ucraina, Rusia sau în zona Orientului apropiat, care lucrează de multă vreme cu firma canadiană și sunt clienți consacrați. Toată partea aceasta de producție de materiale speciale va fi transferată la noi în zonă, în România, fiind undeva un punct, un centru de greutate pentru toată zona, fiind la mijlocul zonei, și vor exista, bineînțeles, economii semnificative pentru toți clienții companiei. Deci asta este o direcție de dezvoltare pe care o avem. Un lucru bun pentru România. Un lucru bun pentru România și un lucru bun pentru firma noastră în România. O să vedem cum, la ce nivel vom putea să ne ridicăm ca exporturi. Asta depinde de asemenea de contextul economic general pe regiune. Oricum, sunt 15 țări în jurul României pe care noi le vom aproviziona începând de anul viitor. Asta este o direcție de dezvoltare pe care o avem. O a doua direcție de dezvoltare pe care am luat-o de prin 2004-2005, suntem singura firmă din România, după cunoștințele mele, n-aș vrea să greșesc, dacă greșesc îmi cer iertare față de cei care mă ascultă, suntem singura firmă din România care ne ocupăm de diagnoză nedistructivă și evaluare nedistructivă pe sisteme compozite. Deci nu mă refer la sisteme omogene, de exemplu cum sunt conductele metalice. Diagnozele nedistructive și testări pe conducte metalice se fac de foarte multă vreme, încă înainte de 1990. Înainte de 90, eu am lucrat în Ministerul Energiei Electrice și eram familiarizat cu testele nedistructive pe conducte de oțel. Și, deci, lucru care se și studiază în România pe sisteme omogene în cadrul Facultății de Fizică, în aproape toate centrele universitare. Pe sisteme însă compozite, neomogene, este mult mai complexă situația. Aici cercetările la nivel internațional în general sunt făcute de către universități și există câte un nebun în fiecare universitate. Între ghilimele, da. Deci un pasionat, ca să folosesc alți termeni, să nu fiu înțeles greșit, există câte un pasionat în fiecare universitate care transpune, printr-un program similar, unui program spin-off, de exemplu, din România, transpune cercetarea în practică. Și atunci, Universitatea din Germania, de exemplu, a creat un echipament, un laser care vaporizează structurile de beton și fac analiză spectrală. Universitatea din Danemarca au creat alte echipamente. Cei din Statele Unite, cei din Canada, cei din Japonia și așa mai departe. Fiecare își găsește o anumită nișă și sunt exploatate o serie de fenomene fizice. Experimente, nu? Care sunt studiate de către un profesor universitar împreună cu grupa lui de studenți, de asistenți și găsesc aplicabilitate în această cercetare și evaluare nedistructivă a elementelor complexe. Și aici, sigur că există o serie întreagă de
tehnici. Unele tehnici sunt simple, sunt tehnici de vizualizare, exact ca și cum aș face o ecografie, și care pot să fie utilizate de orice tehnician fără o pregătire specială. Alte tehnici necesită pregătire specială a celui care o folosește. De exemplu, sunt analize dinamice, analize spectrale, se fac analize Fourier și se trag concluzii în funcție de modurile proprii de vibrații ale structurilor sau de răspunsul dinamic sau de funcția de răspuns în frecvența a unor structuri. Să nu intru prea mult în detalii. Am intrat în anul 2004-2005 cu aceste tehnici de evaluare nedistructivă și de diagnoză nedistructivă în scopul de a sprijini trei paliere în domeniul construcțiilor din România. Odată să ne găsim colaboratori și să sprijinim experții care fac expertize, venind în întâmpinarea lor cu metode de evaluare a structurilor, să determine la modul real ce se găsește acolo, dacă sunt sau nu sunt respectate condițiile, planurile originale, dacă structura s-a comportat sau nu corespunzător în timp, dacă este sau nu contaminată, dacă au defecte ascunse care nu pot să fie văzute sau nu pot să fie vizualizate. Pe de o parte, partea de expertiză și partea de proiectare. A doua oară să venim în ajutorul constructorilor și inclusiv al nostru, era, pentru că noi facem și lucrări de reabilitare. Pentru că de foarte multe ori constructorul se poate întâlni și se întâlnește în situații practice cu proiecte care nu sunt adaptate la condițiile reale, datorită unei expertize incorrecte sau incomplete. Și atunci proiectul poate nu este cea mai bună, proiectul nu dă cea mai bună soluție tehnică. Și de foarte multe ori, companii de construcții, contractori vin și ne spun: domnule, eu am niște dubii pe această problemă. Mi se pare că nu este, putem să facem o analiză, putem să facem o verificare. Și atunci avem o colaborare cu constructorii. Și a treia direcție este legată de beneficiari. Cu beneficiari aici există mai multe posibilități de colaborare. Odată este controlul calității în timp real pentru lucrările noi sau pentru lucrările de reabilitare. Adică beneficiarul vrea să știe dacă s-au făcut armările corespunzătoare, dacă clasele de beton sunt corecte, dacă cantitatea de aer din beton este sau nu este cea corectă, dacă sunt foarte mulți parametri care îi poate urmări. Pe de altă parte, beneficiarul poate să aibă acces la un program de determinare, de calcul și de determinare a duratei rămase sau a duratei de viață rămase în exploatarea structurii. Aici aceasta se face printr-o verificare a tuturor parametrilor structurii respective, compoziție chimică, clase de beton, absolut toate elementele, și se introduce într-un program de calcul plecând de la datele geometrice de construcție, de la datele de exploatare și de la condițiile climatice din ultimii ani. Și modelul matematic care este dezvoltat trebuie să aducă, să ajungă la un rezultat. Dacă rezultatul corespunde cu situația actuală a structurii, atunci modelul matematic este bun. Dacă nu, el este corectat până în momentul în care ajung la situația actuală de astăzi a structurii. Odată ce am creat un model matematic, pot să-l extrapolez. Odată ce am extrapolat modelul matematic respectiv, pot să determin cu destul de mare acuratețe care este durata de viață rămasă pentru structura respectivă. Și aici deja devine un instrument în mâna managerului de infrastructură. Adică managerul de infrastructură poate în acest moment să prezică când se va deteriora structura, modul în care se va deteriora structura sau ce anume se va deteriora la structura respectivă, și poate să își planifice
reparațiile capitale, poate să solicite fondurile pentru o anumită reparație care va fi necesară peste 2, 3, 4, 5 ani de zile. Asta merge mână în mână și cu o modalitate și cu posibilitatea monitorizării continue a elementelor de infrastructură. Adică pe un element de infrastructură pot să fie montate poate să fie montat un pachet de senzori care să transmită informații în timp real către un computer care face analiza modului în care structura răspunde la niște factori de excitație aleator, de tip vânt, apă, trafic, sarcină, viteza de trafic, greutatea mașinilor, autovehiculor, după care face o analiză și dă informații în timp real dacă apar sau nu apar deteriorări în structură. Este tot, face parte din calculul duratei de viață rămase pentru exploatarea unei anumit obiectiv. Vorbim de durată de viață și știu că a fost la un moment dat, între ghilimele să spun, acea moda bulinelor roșii. De clădiri, discutăm. De clădiri, aici da. Vreau să... Că spuneați durată de viață și m-ați dus cu gândul la acele clădiri, că când vorbim... Eu când vorbeam acum mă gândeam la podurile de cale ferată. Da. Să vă gândiți la clădirile civile. Eu nu m-ați dus cu gândul, tot, mi-ați repetat durata de viață și mă gândeam la clădiri. Să spuneți și punctul dumneavoastră de vedere de acele bulini care au fost la mod... Bănuiesc că cei de acasă sunt interesați, că mulți spun, vai, s-a pus bulină pe blocul meu sau acea clădire e cu bulină, gata, nu mai e bună. Cum ar trebui să privim acest lucru? Durata de viață, că vorbeați mult de durata de viață. Intru într-un domeniu al construcțiilor civile și n-aș vrea din nou să supăr colegii de la Facultatea de Construcții, însă aceste buline au fost puse de experți în baza unor evaluări. Metoda de evaluare poate să fie mai mult sau mai puțin precisă, bazată mai mult sau mai puțin pe experiența celui care a făcut evaluarea respectivă, nu comentez acest lucru. Ele în genere se bazează sau s-au bazat, în ultima vreme s-au mai introdus metode de determinări nedistructive, deși ele sunt destul de restrânse la ora actuală în România. Nu am convingerea că toate deciziile care au fost luate referitor la anumite clădiri, cum că sunt, au un grad de risc ridicat la seism, aceste decizii sunt în totalitatea lor corecte și ilustrează situația reală a clădirii respective. Sigur că multe dintre ele este suficient să te uiți la ele și să știi că la prima mișcare seismică se vor prăbuși. Altele urmează. Deci sunt cu semnul întrebării dacă au fost sau nu au fost corect evaluate. Dincolo de această evaluare, sigur că pot să fie discutate metode de protecție a clădirilor la seism și metode de reabilitare a clădirilor la seism. Pot fi salvate aceste clădiri? Pot să fie salvate, sigur că pot să fie salvate, niciun fel de problemă, ele pot să fie salvate. Problema este de finanțare a unor astfel de proiecte. Deci, ajungem la bani. Da, întotdeauna ajungem la bani. Sigur că ajungem la bani. Nu se pune problema. Deci avem în principal există două metode de reabilitare și de protecție în același timp a clădirilor la seism. Partea de protecție a clădirilor la seism, din cunoștințele mele, s-au făcut vreo două sau trei lucrări în București. Mi se pare unul la Arcul de Triumf, a doua, nu mai știu pe unde, n-are importanță, în care clădirea respectivă are niște, are niște absorbitori dinamici de vibrații, de mișcare la seism. Îi se modifică răspunsul clădirii la unda seismică. Și aici există o teorie întreagă, sigur că experți în domeniul ăsta sunt japonezii, pentru că ei au dezvoltat foarte mult toată partea de calcul și de absorbitori dinamici pentru clădiri. Și sunt legate, și aici iară, sunt metode și constructive și care pot să fie după aceea adaptate sau construite special pentru clădirile respective. E o
tehnică cumva manufacturiere, să spun, adică pentru fiecare clădire în parte există o soluție matematică. O rețetă. Este o soluție matematică ca să pot să-i construiesc așa ceva. Nu este ușor să ajungi la această soluție matematică sau să o și rezolvi, să o și pui în practică, să o concretizezi. Trebuie în primul rând să începi de la o analiză a structurii. Noi aveam în plan la un moment dat să achiziționăm un radar de interferometrie și să construim niște excitatori dinamici la fundația clădirii, astfel încât să putem să vedem exact modul de răspuns al clădirii în frecvență și care sunt elementele periculoase și ce se întâmplă. Și bineînțeles că după aceea se poate proiecta și se pot construi absorbitori dinamici pentru a proteja o anumită clădire. Asta este o metodă extrem de matematică și este destul de scumpă. Cred că ea s-ar putea preta la clădirile cu valoare mare istorică și există o metodă de reabilitare, de consolidare, care înseamnă să vin cu materiale noi, tehnologii noi în domeniul construcțiilor și să consolidez clădirea respectivă. De aici discutăm de la mortare, betoane speciale până la tehnologii pe fibre de carbon, pânze de carbon, fibre de bazalt și așa mai departe. Asta este, să zicem, mai pământeană din punctul de vedere al soluțiilor, mai puțin extraterestră. Vorbim de noile tehnologii de consolidare. Care sunt acestea? Care sunt cele mai des folosite? Adică nu e vorba de care este cea mai des folosită. Nu putem să punem problema de cea mai des folosită tehnologie. Există metode clasice de consolidare care lucrează perfect, cu succes în anumite situații, și aceste metode clasice în alte situații nu pot să fie utilizate. De exemplu, pot să fac o consolidare cu structură metalică adițională, cu post-tensionarea structurilor, cu betoane, dar toate astea, de exemplu, duc la o creștere a greutății pe structura respectivă. Și sunt în anumite situații, nu pot să fac acest lucru. Și atunci trebuie să apelez la alte metode. De exemplu, la consolidări, de exemplu, pe pânze și pe fibre de carbon sau pânze și fibre bazaltice, care sunt materiale extrem de ușoare, materiale noi. Sigur că din punct de vedere a costului, costul este ceva mai mare, să zicem, decât o lucrare clasică, dar există niște avantaje care sunt legate de greutate, care sunt legate de timp de execuție, care sunt mult mai scurs decât în situația cealaltă precedentă. Deci nu pot să spun că există o singură soluție pentru a rezolva o problemă. Asta este și partea frumoasă a acestui segment de inginerie. Adică în momentul în care discuți cu un beneficiar sau trebuie să găsești o soluție la o problemă, nu găsești o soluție. Poți să găsești două soluții sau trei soluții care sunt diferite între ele prin cost și expectanță, adică durată de viață. Și în momentul acela ea este prezentată beneficiarului. Raportul cost-expectanță și fiecare în funcție de cât îi permite punga. Deci investesc o anumită sumă de bani și rezolv problema pentru 10 ani, 20 de ani sau investesc cu o altă sumă și rezolv problema pentru 100 de ani. Deci depinde de situații, depinde de cum este privită problema în ansamblu ei. Nu există niciodată o singură soluție. Există mai multe soluții inginerești. Asta este partea frumoasă a ingineriei. Din păcate mai avem doar 3 minute. Aș vrea să mai spuneți părerea dumneavoastră legat de aceste, să spun, centre rezidențiale care se tot construiesc, au apărut așa ca ciupercuțele după ploaie. Se tot construiește în orașul nostru. Cum vi se par? Se construiește bine? Se construiește solid? Primul rând, mă bucur că se construiește. Faptul că se construiește, asta denotă o bună stare a populației, ceea ce nu poate să facă decât să mă bucure și să mă mulțumească. Cum se construiește? Nu am avut tangență,
Am înțeles că au început să scadă normele de suprafață, să se construiești apartamente din ce în ce mai mici, dacă la asta v-ați referit. Nu doar la asta. S-a schimbat un pic această piață imobiliară. Au apărut foarte mulți constructori și fac câte un pregătiți, nepregătiți, bine veniți, neaveniți. Da, așa este. Vă ceream părerea. Per ansamblu. Nu, per ansamblu, pe opinia mea este că avem o traiectorie bună și că mergem într-o direcție bună. Sigur că în orice pădure există uscături. Acest lucru este imposibil să nu se, să nu se întâmple. Atunci dar să vedem... direcția este bună și nu poate pe mine personal decât să mă bucure și la vârsta pe care o am, mă uit în stânga, mă uit în dreapta și mă gândesc că poate vor rămâne din ce în ce mai mulți tineri aici în zonă. Dacă tot se construiește, dacă tot arată din ce în ce mai bine, dacă tot există locuințe, poate într-un viitor, în următorii 10 ani, 20 de ani, lucrurile se vor îmbunătăți. Ați putea să le dați un sfat celor de acasă care își cumpără un apartament, să zic, într-un bloc nou? La ce ar trebui să fie atenți, în primul rând? Pentru că mulți merg în vizită, văd locuința, văd apartamentele, văd blocurile, parcările, parcurile. E complicat ca să spun la ce anume ar trebui să fie atenți. Nu le-aș da. Este și asta o soluție. Să știți că am avut foarte mulți clienți care au apelat la noi din punct de vedere ale valorilor nedestructive ca să știe ce au cumpărat. Cred că mai simplu este să se intereseze despre istoricul firmei care a construit, ce referințe au, ce au mai făcut până în acel moment și de aici să trag o concluzie. Sigur că pot să ajungă și la în extremis să solicite servicii de evaluare nedestructivă, dar e mai bine să nu ajungă acolo. Da, cam aceasta a fost ediția de astăzi. Vă mulțumesc frumos că ați fost prezent la noi în platou. Știm că sunteți în dezvoltare, vrem să ținem și noi pasul cu dumneavoastră, vă mai așteptăm cu noutăți. Mulțumesc! Și vă invit la inaugurarea unității de producție. O să venim, dacă ne-ați invitat, o să fim acolo. Până atunci, eu luna viitoare vă pregătesc și o altă ediție Ruralis.